Hristos a înviat și bine ne-am regăsit, dragii mei, la o nouă emisiune Dar Rustic aici la Dareghin TV. Iată, dragii mei, și în această seară frumoasă de joi, o zi frumoasă de primăvară, intrăm în casele dumneavoastră cu surprize, zic eu, plăcute pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. O prietenă dragă emisiunii noastre, putem să o numim prietenă pentru că ne-a trecut de foarte multe ori pragul casei noastre și după expresia feței vine de fiecare dată cu mare, mare drag și cu zâmbetul pe buze pentru că face lucruri deosebit de frumoase și nu vreau să rămân așa trecute cu vederea. Oameni ca invitata mea din această seară, este bine să-i scoatem la lumină, este bine să îi punem în valoare pentru că ei sunt lăsați de acolo de la Doamne, Doamne, cu talente ascunse și talente frumoase. Iar noi, prin cadrul emisiunilor noastre pe care le realizăm, vrem să îi aducem în casele dumneavoastră și să vă bucurăm sufletele. Dragii mei, în această seară prezentă alături de mine în emisiune Maria Bogdan, binecunoscuta coordonatoare a ansamblului Dor Solovestrean. Iată, așa, într-o săptămână luminată, o săptămână încărcată de lumină după Sfânta Înviere, vine să fie alături de dumneavoastră. Maria, Hristos a înviat și bine ai venit! Adevărat a înviat și dăm voie să spun și eu, Hristos a înviat la rândul meu, telespectatorilor. Mi-a făcut o bucurie deosebită să mă inviți într-o săptămână așa de binecuvântată de Dumnezeu, cum spune. Noi am mai avut o emisiune frumoasă, Maria, da, tot într-o astfel de săptămână, acum 2 ani, dacă bine țin eu minte, și am vrut să mai revii în fața telespectatorilor, că așa cum am zis, faci lucruri bune și frumoase. Să știi că însă și salutul Hristos a înviat pentru mine este ceva înălțător, ceva deosebit și mă bucur că am ocazia să spun și telespectatorilor. Da. Pentru că acest salut e de doar în această perioadă. Da. Până la înălțare. Până la înălțare, da. Maria, pentru început, că toți suntem așa după, la 2-3 zile după Sfintele Paști și tu ești crescut acolo în satul românesc, în frumusețea satului românesc, cum au fost pentru tine Sfintele Paști în copilărie? Să facem așa o mică trecere. Ce era la Solovăstru de Sfintele Paști? Cum sărbătoreau și cum trăiau oamenii aceste sărbători? Maria, să știi că eu încă și acum sunt sub vraja asta a sărbătorii de Paște. Întotdeauna Paștele a fost o sărbătoare de mare bucurie. Sigur, după un post, da, în care ne-am curățat sau măcar am încercat să ne curățăm sufletele, pe lângă faptul că ne-am curățat casele, ne-am curățat curțile, am făcut tot ce o trebuit și pentru casă, am încercat să facem câte ceva și pentru suflet. Pentru suflet, da. Și ca și în copilărie, să știi că eu păstrez și acum, ceea ce am făcut în copilărie, păstrez și acum. Deși când am fost copil, familia a fost mai numeroasă, la fel păstrez și acum tradiția. Dar erau foarte frumoase familiile numeroase. Da. Nimic nu se compară cu duminicile sau ziua de Paști, dacă vorbim despre Paști, când toți ne îmbrăcam frumos și mergeam la biserică. Nu era duminică în care, acum să fac o paranteză, orice petrecere ar fi fost, joc, balurile de mai târziu, indiferent nunți, la ce oră, că nunțile erau de noapte, indiferent la ce oră veneam acasă, duminica dimineața la ora 9:30, cel mai târziu era trezirea. Taică meu nu accepta nici o scuză. Trebuia mers la biserică. Și sigur și acum, după cum ți-am spus, după perioada de post, după o săptămână de rugăciune și de muncă totodată, duminica a fost o zi de mare bucurie. Ce să-ți spun în copilărie? Acum, sigur că nu mai fac tot ce am făcut în copilărie. În copilărie, duminica dimineața, ne trezeam, eu mai devreme, pentru că mergeam după ouă roșu.
la neamuri, la nănași, la mătuși. Mergeam cu un coș și primeam un ou. Hristos a înviat, salutam frumos. Mai târziu am primit și câte o prăjitură. Da, dar ou roșu ăsta dar e simbolul sărbătorii. Era simbolul sărbătorii. Și mi-amintesc că într-o zi, de fapt, la înviere, învierea când eram eu copil la Solovăstru se făcea la ora 4, nu se făcea la 12 și sigur că mergeam la înviere, indiferent la ce oră ar fi fost. Și una din nașele mele, Dumnezeu să odihnească că a fost mai în vârstă și s-a prăpădit, îmi spune, Mărioară, să vii după ou roșu. Sigur că vii una nașă, că ți-am pregătit ouă de pasăre. Tare am fost necăjit, am venit acasă și am spus la mămica, o zânașa, să mă duc după ouă de pasăre, dar mie nu trebuie să-și ia eu ouăle de pasăre, mie să-mi dai ou roșu ca lumea. Ei, ouăle alea de pasăre erau bomboanele alea apărute, da. Apărute din zahăr, nu cum sunt acum, și erau colorate roșii și alea erau ouăle de pasăre. Ea a fost mândră că îmi dă ceva deosebit, dar pentru mie nu mi-a sunat bine când o scăm două de pasăre. Da, era ceva nou, ceva necunoscut. Da. Și apoi mergeam la biserică și la biserică mai erau femei care nu reușeau, sau dacă nu reușeam să mergem, că la 9 jumate trebuia să fim acasă, să ne îmbrăcăm, să mergem, femeile mai puneau într-o năfrămuță, cum se zicea, 4-5 ouă și mai dădeau la copii prin biserică. Și după ce se termina slujba, după ultima rugăciune a preotului, cel mai în vârstă sătean ducea ouă de acasă, unul dădea preotului și unul lui și ciocneau acolo. Era primul cioc în biserică. Ce frumos! Că nu era voie nici să mâncăm, să știi, nu ne lăsa taică-miu să mâncăm. Numai mergeam acasă și luam paști și pe urmă. Noi atunci ciocneam ouăle când ajungeam acasă după ce luam paști. Da, păi într-adevăr asta era răsplata jertfei și a sacrificiului pe care îl făceai ținând un post atât de lung de 7 săptămâni. Da. Dragii mei, noi povestim foarte frumos aici, am și cu cine povesti în această seară, dar trebuie să și cântăm. Ansamblul Dor Solovestrean vor să ne cânte și să ne încânte în cele ce urmează cu un cântec frumos. Oameni buni și lume multă. Dumnezeu mult să vă înțuie, Dumnezeu mult să vă înțuie, la la la.
sandele mitoți, la bătrâna nepoții, la bătrâna nepoții, la-la-la-la. Să petrec toți împreună, că ni dragă voia bună, că ni dragă voia bună, la-la-la-la. Când ai joacă și petrec, când în locul ne merg, când în locul ne merg, la-la-la-la. Când ai joacă și petrec, când în locul ne merg. Să petrec toți împreună, că ni dragă voia bună, că ni dragă voia bună, la-la-la-la. Când ai joacă și petrec, dragii mei, și bineînțeles, haideți să continuăm discuția cu Maria Bogdan, invitata mea din această seară, pentru că recunosc, e o adevărată plăcere să stau în povești cu Maria. Pentru că am ce povesti. Putem povesti, dragii mei, o zi și o noapte.
Hai să facem emisiune care să numim în povești. Da, mie chiar mi-e drag, eu chiar am zis în foarte multe emisiuni, le-am zis invitațiilor mei să vină în povești. Să o ia așa ca și cum mai merge la cineva în povești, pentru că sunt mulți invitați care sunt extrem de emoționați și se pregătesc așa de miercurea seara, încep așa să-și șteargă palmele de transpirație și emoții. Sunt mulți care miercurea seara mă sună, acum telespectatorii nu știu. Oare ce mă întreb mâine? Oare ce vorbim mâine în emisiune? Zic, nu mă întreba că nici eu nu știu. Și sunt foarte surprinși că nu știm ce vorbim noi joia seara în emisiune. Dar crede-mă că nu fac nicio regie, nu fac niciun desfășurător. Totul decurge natural și firesc. Și pe mine m-a întrebat cineva înainte de a veni, te-ai pregătit ce spui acolo? Dar zic, crezi că știu ce mă întreabă Maria? Povestim ceva. Da, chiar că ar fi un titlu frumos de emisiune, emisiunea În povești. Dar Maria, da, să știi, dacă pot să-ți spun scurt, da, când eram eu copil, oamenii mergeau în povești. Da. În zilele de sărbătoare, hai să mergem în povești până la sora mea, da, sau până nu știu unde. Și mai ales iarna, așa, da, mai spre seară, da, când, da, își terminau treburile. Sigur, femeile mai lucrau ceva lucruri de mână, da, dar mergeam în povești. Hai să mergem în povești până la cutare. Foarte, foarte, e frumos, e frumoasă exprimarea asta în povești. Da, în povești. Da, ai impresia așa că parcă îți spulberă toate emoțiile și te face să te simți mai degajat. Să știi că eu mi-am și propus să fac ceva legat de chestia asta. A, dar dacă am trăit, chestia asta, da? M-am și propus să fac ceva cu ansamblu. Nu dezvălui decât la momentul potrivit. Foarte frumos, Maria. Am vorbit așa în prima parte a emisiunii ceva foarte scurt de sărbătoarea Paștelui. Iată că avem ce povesti, cred că, de sărbătoarea Paștelui încă două emisiuni, pentru că în satul românesc erau foarte multe obiceiuri, lumea trăia altfel sărbătorile, da, decât se trăiește la oraș, bineînțeles, erau jocuri, obiceiul vostru de la Solovăstru, Plugaru, și Plugaru. Bineînțeles că ar mai fi multe, multe de povestit, dar referitor la ceea ce ai zis că o să ne faci o surpriză cu colegii tăi de ansamblu și salutăm pe această cale, dragii mei, am omis la început de emisiune și să-mi fie cu iertare pentru toți componenții ansamblului Dor Solovestrean toate salutările de bine din partea mea și cu siguranță îmi sunt la suflet și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să colaborez cu ansamblul Dor Solovestrean. La fel de dragă e și tu lor, să știi. Mă bucur tare mult că e cum să zic, un sentiment așa reciproc de admirație și de apreciere. De fapt, la felul tău de a fi, la ce om ești tu, este imposibil să nu te îndrăgească lumea. Sigur, ei, că acum mai sunt. Da. Normal, că dacă nu ai avea valoare. Dar mă repet, la felul tău de a fi, ești îndrăgită de multă lume. Mă bucur tare mult și mă bucur când aud aprecieri și când mă opresc cu oamenii pe stradă și îmi adresează cuvinte frumoase și se bucur întotdeauna când mă văd pe o scenă sau când mă văd într-o emisiune televizată. Nu poate decât să îmi crească sufletul de bucurie. Și hai, Maria, în cele ce urmează să le mai bucurăm și sufletele telespectatorilor și să asculte o corcioșă de aia faină de acolo, de la Solovăstru. Jocul legănat, la 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 la.
O trecut postul, dragii mei, și dacă eu cu Maria Bogdan avem niște jucăuși aici în studio, mai că pășeam un joc și noi aici. Foarte faină Corcioșa și mă bucur că iată și la Solovăstru să joacă, bineînțeles și la mine acolo pe Valea Beicii, un joc atipic acolo de la noi, de pe vale. Da. Numai să știi că la Solovăstru un pic s-a jucat altfel. Mi-am dat seama și mi-ai și spus. Și după melodie, și melodia un pic diferită față de a voastră, dar este un care, din păcate, nu multă lume îl mai știe. Eu mă tot zdrobesc cu băieții mei de la ansamblu să învețe, dar ei fiind mai tineri, nu prea au prins, puțin au prins din Corcioșa. Corcioșa a fost un joc în vogă, dacă să spun așa, pe vremea părinților mei. A fost o generație de jucăuși extraordinari la Solovăstru. Și iată că s-au cam prăpădit părinților. Și cei tineri, da. Uite că nu vin. Li se pare greu, să știi că li se pare greu. Ei știu să joace învârtită, știu sârbe, știu multe jocuri și Corcioșa le se pare un joc greu. Da, într-adevăr. Da, încercăm. Ritmul e destul de frumos și destul de antrenant și... Și păcat, pentru că s-ar pierde unul din jocurile noastre. Da, noi, prin ceea ce facem, încercăm să nu pierdem nimic, să valorificăm tot ce știm, ca cei care vin după noi să le rămână ceva. Din 100, măcar 2 dacă învață și tot e bine, este da, ceva. Că ei duc mai departe și ei la rândul lor o să predea generațiilor mai tinere. Așa îmi doresc. Într-adevăr, referitor la păstrarea tradițiilor, tu ai reușit, iată, cu ansamblu să readuceți, să repuneți în scenă, să le readuceți telespectatorilor lucruri frumoase, ceea ce se întâmpla în satul românesc, începând de la obiceiul plugaru. Dar mai bine te las pe tine să vorbești. Știi, Maria, tot aud acum, în zilele astea, se spune ansambluri, coordonatori, noi avem obiceiul ăla, avem nu știu câte obiceiuri în repertoriu. Nu, dragii mei, nu sunt obiceiurile noastre, sunt obiceiurile satului. Din totdeauna, că noi, da. Că noi le-am preluat și le valorificăm și nu le lăsăm să se piardă, este altceva. Dar obiceiul este al satului. Al satului, da. Nu este tot al satul participa la acel obicei. Spun, da. Ce-ar fi să spun că plugarul este obiceiul nostru? Mă bate Dumnezeu. Sau alte și alte obiceiuri. Am făcut clacă la secerat. Am făcut clacă la desfăcat. Sigur, alea au fost obiceiuri care au fost acolo din moș strămoș, au venit din generație în generație. Și sigur că noi acum am încercat să le readucem în actualitate și tinerilor. Erau așa de frumoase și clăcile. Da. Ce lucruri frumoase se întâmplau și acolo. Și acum chiar ultima clacă care am făcut-o noi la desfăcat, să știi, chiar multe, multe lucruri am făcut din ceea ce s-a făcut cândva. Da. Cândva. Că tot ai spus de obiceiul seceratului de grâu, bădiță și ruț de grâu, un cântec frumos. De această dată, fetele din ansamblu Dor Solovestrean îl dăruiesc în cele ce urmează, după care publicitate. Thank you.
fața, care-am eu mâncat viața. Ochii și sprâncenile, că mi-o scurtat zânile. Totuși, marea mea nedumerire e timpul. De ce trece atât de repede timpul? Nu pot să-l înțeleg și mai ales la emisiunea Dar Rustic, parcă se accelerează. Parcă în loc de un minut, întotdeauna trec două sau trei. Timpul este cel mai mare dușman al tău, să înțeleg. Da, așa al meu, la emisiune, așa da. Așa de multe lucruri aș vrea să-ți spun. Da, încât... Și... Da, într-adevăr, dragii mei, Maria vrea să ne spună multe lucruri bune și frumoase, dar în această seară o să vă facă o adevărată surpriză. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că toate versurile pe care le cântă ansamblu Dorsolovestrean îi aparțin Mariei. Maria este vinovată de aceste versuri frumoase și am provocat-o în această seară pentru că o să aibă în viitorul apropiat o surpriză foarte plăcută pentru dumneavoastră. Și în această seară am rugat-o să vină în emisiune și cu câteva, hai să le zicem, poezii, creații de ale ei. Eu aș vrea să o rog în cele ce urmează, pentru că, așa cum am zis, timpul imediat trece peste noi și imediat trebuie să ne despărțim, să ne luăm la revedere, dar nu aș vrea înainte să ne luăm la revedere fără să ne citească, să ne bine dispună Maria Bogdan cu ceva frumos și cu siguranță o să vă placă și dumneavoastră. Eu încerc să vă spun ceva frumos în seara asta, dar plăcerea mea deosebită ar fi dacă în data de 24 iunie, când eu vreau să organizez un spectacol, Cântă cucule urtaci, în cadrul acelui spectacol în care invit o parte din prietenii mei, voci mari, zic eu, printre care și Maria Neag, bineînțeles. Mă bucur, mulțumesc, anticipat. Deci organizez acest spectacol la Casa de Cultură a Tineretului, da. Da. Și în cadrul acelui spectacol vreau să-mi lansez și cartea care se va numi Dorurile Sufletului meu. Vai, ce frumos! Și să știi, Maria, că ai o mare contribuție. Oh! Pentru că provocarea tu mi-ai lansat-o în urma versurilor pe care eu
așa, umilele versuri pe care le-am scris, urarea pe care ți-am făcut-o de ziua ta și mi-ai spus, Maria, atâta stau de capul tău să scriu carte. O aveam în gând, dar am zis, măi, dacă și Maria îmi spune, musai să fac. Și uite, m-am mobilizat și dacă Dumnezeu ajută, cartea va fi. O să fie la tiparul în curând și pe 24 sper să o pot oferi și celor care vor veni să vadă acel spectacol și care vor fi interesați de ceea ce fac eu împreună cu Dor Solovestrean, bineînțeles. Ce frumos! Te ascultăm, Maria, după care o să mai dăm și un cântec, pentru că scurt să citesc chiar dorurile sufletului meu. Vai, ce frumos sună, Doamne! Doruri ce le-am strâns în suflet, le-am pus în versuri și în cântec. Câte doruri am portat, cu drag lumii le-am cântat. La necaz și bucurie, mi-am pus gândul pe hârtie. Am plâns și am fost fericită, urâtă, dar și iubită. Mi-au trecut prin suflet multe, doruri mari și mai mărunte, dar în inimă am păstrat numai ce mi-a fost mai drag. Viața n-am luat-o în râs. Ce mi-a dat, toate le-am dus. Și mai rele și mai bune, frumos și urât pe lume. N-am strâns bani și nici avere, pe pământ doar mângâiere. Sunt a mele doruri multe, ce le port cu drag în suflet. Doamne, ce frumos! Foarte frumos! Ce să zic, m-ai lăsat fără cuvinte și așa de sugestiv dorurile sufletului meu, încât poate că-mi vine și o lacrimă. Haideți să ascultăm un cântec frumos, tot de Maria Bogdan, creat, dragii mei, Spune soare și tu lună. Să-i cum mândru să-mi prad, să dai când un sărut la măi dorule.
fost, dragii mei, o adevărată încântare și o bucurie în sufletul meu să fie Maria Bogdan alături de mine în această seară și, bineînțeles, să fie și în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Dar Rustic. Mai avem foarte puțin timp din emisiune, am mai avea foarte multe lucruri de vorbit, dar asta îmi mai smulge o promisiune de la Maria Bogdan că va reveni în emisiunea Dar Rustic și înainte să facem, să zic, încheierea emisiunii, să ne luăm la revedere de la dumneavoastră, Maria vrea să vă mai citească ceva frumos. Ceva de acolo, de acasă, de la mine. Eu sunt o țărancă, Sadea, de acolo. Și eu sunt o țărancă, de la, uite, declar în direct. Și-s mândră și mi-e drag satul de unde vin. Și drept dovadă vreau să mai citesc câteva versuri legate de satul meu. Bine e oriunde în lume, ca acasă nu-i niciune. Acolo ții sufletul ca la pasăre cuibul. Acolo ții inima ca la pasăre creanga. De mergi lumea în lung și în lat, nu-i ca la tine în sat. Loc frumos și de poveste ca la tine în sat nu este. Nu găsești în lumea întreagă vatra și căsuța dragă. Cât-i lumea de frumoasă, nu-i ca la tine acasă. Soarele l-a sfințit și luna l-a răsărit, le vezi într-un fel anume când ești acasă la tine. Pe uliță în al tău sat, unde de mic ai umblat, bună ziua-ți dau vecinii și nu te latră nici câinii. Umbra e mai răcoroasă și luna mai luminoasă. Oriunde te-ai duce în lume, ca acasă nu-i niciunde. Foarte frumos. Ce să zic, Maria? Într-adevăr, eu cred că și telespectatorii în această seară ți-au descoperit așa o parte necunoscută din tine. Și prin aceste versuri, cu siguranță, ai ajuns la sufletele lor. Așadar, dragii mei, Maria Bogdan vă invită. Cu mare drag vă invit și prietenii, cunoștințele mele, pe toată lumea vă invit să veniți. La spectacol. Garantez că nu veți regreta, o să vedeți un spectacol de calitate. Chiar dacă versurile mele nu o să placă la toată lumea, dar spectacolul garantez că o să fie de calitate. O să fie pe sufletele telespectatorilor. Și mă bucur din suflet că sper ca Dumnezeu să mă țină sănătoasă până atunci să reușesc să vreau să rămână ceva în urma mea cu... Bineînțeles că și prin activitatea ansamblului, zic eu că am lăsat o parte din sufletul meu acolo. Rămân lucruri frumoase, dar da. Și prin carte vreau să trăirile mele să le pun în carte și totodată să le transmit celor care îmi citesc versurilor, celor care ascultă cântecele ansamblului Dor Solovestrean. Maria, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, oricând. Tu știi că ești la sufletul meu și cu mare drag vin oricând și, bineînțeles, și pentru telespectatorii Dar Reghin care urmăresc emisiunile tale frumoase. Așadar, mulțumirile mele, Maria, încă o dată, mulțumirile mele, dragii mei, că ați fost și în această seară alături de emisiunea Dar Rustic. Pe final de emisiune, un cântec frumos, ăsta-i joc, de unde-i jocul, pe care o să ne-l dăruiască cu tot dragul ansamblu Dor Solovestrean. Doamne ajută tuturor și numai bine! Doamne ajută!